Astăzi sunt un reprezentant al USR-ului, domnul deputat Năsui, și un reprezentant al Partidului Național Liberal, domnul senator Fenechiu. Bănuiesc că la fel de bine știți toți cei de acasă că finala prezidențială la iarnă, la toamnă, sunt mari șanse să fie între actualul președinte Klaus Werner Iohannis și liderul incontestabil al USR-ului, domnul Dan Barna. Sunt mari șanse ca aceasta să fie finala. Sunt mari șanse. Amândoi sunt din Sibiu. Asta este un adevăr, nu sunt mari șanse. Chiar sunt sibieni amândoi. Vă puteți imagina, din toate orașele țării, un singur oraș să dea finaliștii? Wow! Și la noi e București. A mai fost finală, dar erau cu bucureșteni. Va fi prima finală în afara Bucureștiului, ca în Liga 1. Prima finală de campionat, dar în afara capitalei. Oameni buni, vreau să vă propun, deși și asta s-ar putea să știți, pentru că toate televiziunile au măcinat subiectul. Este prima oară când eu am o formație de invitați atât de bine poziționată pentru ceea ce vă propun să ascultăm împreună și apoi să comentăm cu domnul senator și cu domnul deputat. S-a consumat în emisiunea lui Victor Ciutacu la România TV un sincron care a făcut un conjurul României, o bucățică de fapt, dintr-o declarație foarte tare a unui lider și el incontestabil deja. Până la urmă, faptul că domnul Barna anunță că nu-l susține pe domnul Iohannis nu încurcă cu nimic lucrurile, dar permite-ți să mă îndoiesc că vreun politician în România, din opoziție, își permite să-i spună lui Klaus Iohannis în față, nu vă susțin. Cred că ar fi trebuit ca domnul Barna da, de ce? Exact ce i-a spus domnului, pentru că domnul Barna e din Sibiu. Domnul Barna... Și? Îl știe foarte bine pe Klaus Iohannis și știe că Klaus Iohannis uită greu. E o persoană care pricepe extrem de repede și uită extrem de greu. Deci permiteți-mi să mă îndoiesc că a avut loc dialogul dintre domnul Barna... E, și credeți că fabulează Iohannis domnul Barna la televizor? Eu vă spun doar că e bine ca teribilismele să înceteze momentul, pentru că nu cred că cineva din opoziție își permite să vorbească cu Klaus Iohannis în termenii ăștia. Dar de ce? Nu știu, e sfânt domnul Iohannis l-a canonizat papa. Nu e sfânt, dar are o forță, are o forță electorală și o statură politică pe care e greu să o, mai ales în Palatul Cotroceni, să te duci să-i spui lui Klaus Iohannis în față, știi, noi ne-am hotărât să nu vă mai susținem. Permite-ți să mă îndoiesc. Da. Domnul Fenechiu, domnul Năsui, care doriți să comentați? Dacă vreți să comentați, mie mi s-a părut cel puțin incendiar, ca să nu spun mai mult, să nu folosesc cuvinte grele, modul în care am receptat eu spusele domnului Bogdan. Nu știu, Barna și un om care spune lucrurile, lucrurile pe nume. Poate că faptul că spune anumite lucruri așa cum le gândește, poate să genereze în urechile unora care aud niște lucruri spuse așa, un anumit tip de feedback. Mă rog, poate neașteptat pentru cei care înțeleg foarte bine ce vrea să spună Rareș. Ce a vrut să spună? Rareș vrea să spună așa. Că nimeni n-ar îndrăzni să-i spună la Cotroceni domnului Iohannis că nu-l susține. Nu. În contextul în care... Daniel, esența afirmației este asta. La Cotroceni nu s-ar duce nimeni din opoziție, din dreapta actuală, inclusiv Barna, și să aibă tupeu sau curajul, sau mă rog, să aibă puterea să-i spună lui Iohannis nu te susțin. Cum adică? E foarte simplu. Iohannis a fost în ultimii 3 ani de zile stâlpul luptei și opoziției la PSD. A fost practic singurul care a ținut față și a fost președintele care a demonstrat cu fapte, a demonstrat cu rezultate că chiar cu atribuții ciuntite, chiar și cu majoritate, ultramajoritate PSD, ALDE, UDMR, minorități. Chiar și în contextul în care pozițiile la care s-a expus au fost niște poziții care, mă rog, i-au adus oprobiu la anumite televiziuni, da? A fost singurul care a fost eficient. Ori în contextul în care, în momentul de față, organizează referendum, românii ies și răspund la referendum cum le-a cerut președintele, în contextul în care lucrurile merg într-o anumită direcție, ideea de a-l contra candidat pe președinte pe dreapta nu înseamnă nimic altceva decât practic a da o șansă PSD-ului să regrupeze, să zică, bă frate, ei nu sunt atât de uniți. Hai că avem și noi de mâncat o pâine bună, hai să căutăm un candidat bun, hai că nu mai avea unul în partid, hai că nu o fi firea, hai să luăm pe președintele Academiei, că se discută că l-aduc pe Ion Aurel Pop în competiție. Hai să-l aducem pe nu știu mai cine, da? Hai că ea se vor bate, hai că e loc de mâncat, hai că e loc de mâncat o pâine, da? Că dacă ea se bate, se ostilizează, poate face ceva cu PSD-ul. Mai dăm niște pomeni, mai mărim niște salarii, mai mărim niște pensii și așa mai departe.
Lasă să-l fără Rareș. Rareș spune, bă, românii au dat 50%. Avem un președinte. Un președinte care a concurat la cei 50%. Cu referendumul. Din plin. Cu... din plin, da? 5-6% la, forma... la fiecare dintre voi și liberalilor, după părerea mea, da, și liberalilor și usedistilor, președintele Iohannis le-a dat absolut 4, 5, chiar 6 absolut voturi, da, la, prin referendum și prin implicare directă. E părerea mea. Și atunci Rareș zice așa, decât să riști binele care se prefațează pe teoria mai binelui, știi că mai binele este dușmanul binelui. Vrei mai bine și lucrurile sunt. Hai să ascultăm, da, și punctul de vedere al celui direct vizat, adică domnul Năsui, din echipa, din proximitatea chiar, nu din echipa, din elita echipei domnului Barna. Eu cred că USR are și USR Plus au, are dreptul să aibă un candidat propriu. Și atunci, practic, e dreptul nostru să avem un candidat în turul întâi, care să-l concureze, inclusiv pe domnul Klaus Iohannis. Și nu cred că este o lipsă de respect și nu cred că este o problemă democratică să vrei să concurezi pe forțe proprii și să fii de acord pe anumite subiecte, de exemplu pe justiție, și sunt de acord cu dumneavoastră, referendumul pe justiție ne-a ajutat și pe noi, a ajutat și USR Plus, a ajutat și PNL-ul. Corect. Da? Dar tema, și poate nu este singura, sunt multe teme și în economie unde suntem de acord și cu PNL și cu, și cu PMP și cu alte, și cu alte partide, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să ai propriul tău candidat la o alegere de importanța președinției. Și de aceea nu cred că ar trebui să fim criticați pe tema aceasta. Este dreptul nostru, unui partid sau unei alianțe care a câștigat totuși aproape 23% din voturi. Domnul Fenechiu spunea că ar ajuta la reașezare și la revenire. Gura de oxigen pentru PSD ar fi taman lupta dintre voi, dintre USR și PNL. Subscrii? Nu, pentru că cred că există și concurență benefică. Deci cred că există concurență destructivă pe care o putem face și pe care trebuie să o evităm și nu cumva să o facem pe aceea că atunci într-adevăr câștigă PSD-ul, dar există și concurență benefică, exact cum este, nu știu, pe o piață liberă în care, nu știu, cineva se oferă cola și cineva se oferă Pepsi. Dau un exemplu, uităm numele și în care încearcă să fie cât mai bun, cât mai cu un raport calitate-preț cât mai bun și atunci ai concurență benefică. Cred că românii trebuie să nu mai aibă cazul acela de a alege răul cel mai mic, ci te alege între mai multe lucruri bune. Și în măsura în care ne dorim lucrul acesta, atunci fiecare ar trebui să aibă un... Eu înțeleg lucrurile diferit. Eu am înțeles așa că românii care au votat pe 26, zic, bă, frate, voi împreună cu USR-ul, USR Plus-ul, trebuie să fiți alternativa la PSD și să constituiți viitorul acestei țări. Da? Au avut loc alegeri și ne zicem așa, bă, noi nu venim la guvernare, dar mergeți voi când noi vă susținem din spate. Noi nu susținem pe Klaus Iohannis pentru că e democrație, venim și noi cu un candidat. Românii ce vor vedea? Românii vor vedea, bă, două echipe de oameni în care noi credem, mai mult în unii, mai mult în alții, dar oricum îi vedem împreună să facă ceva, da? Nu reușesc să înțeleagă pe două teme importante. Cum dai jos guvernul și ce pui în locul lui, cu cine mergi la președinție. Da? Deci românilor le dăm următorul semnal. Ăștia nici nu au scăpat de PSD și încep să bată în trei pentru Ciolan, frate. Adică nu-i bun Ciolanul la Iohannis, trebuie să-i dăm lui Barna sau lui Cioloș. Da? Îi lăsăm pe ăștia să ducă la guvernare, că dacă cineva va deconta anumite măsuri, să le deconteze ei. Asta văd românii. Românii nu văd că ne strângem mâna și spunem, bă, a picat guvernul, găsim o formulă, ne rupem cât împreună, găsim împreună o soluție. Haideți să spunem lucrurile corect. Noi ne dorim alegeri anticipate. Și noi ne dorim. Dacă nu se pot... Bun, păi atunci, dacă nu se pot... Omorâm România, îi lăsăm pe ăștia să omoare România. Am înțeles. România. Și aici era de fapt întrebarea pe care a spus-o înainte de pauză. Ce se întâmplă cu dezastrul economic care a fost patronat? Urma să vă reamintesc întrebarea. Exact. Unde se va duce România până când voi, USR-ul și liberalii, veți fi în măsură conform votului din 26 mai să luați țara? Și aici este răspunsul. Deci țara este guvernată nu doar de guvern, ci și de parlament, din păcate. Pentru că avem un din parlament... Din păcate, e forul legiuitor al țării, reprezintă puterea, din păcate, zic, în sensul puterea poporului. În sensul că dacă vrem să oprim acest dezastru, ce trebuie schimbat nu este doar guvernul, ci și parlamentul. Pentru că e foarte posibil, cum a existat în 2016, să ai acte responsabile care sunt făcute de guvern și care sunt schimbate până la a nu le mai recunoaște în Parlament. Și atunci, tocmai de aceea e nevoie vrem ca, să acea, facem, ca da, dacă vrem această, să reușim să stabilizăm economia țării, ceea ce ne dorim în momentul acesta, adică să nu mai avem pe consum, pe, și pe datorie, trebuie să avem și majoritatea. Nu erați în politică atât de sus, domnul nostru, dar erați. Domnul Fenechiu era. Uitați-vă, oameni buni, în spatele celor doi invitați ai mei, sunt imaginele, domnul Claudiu, Daniel, imaginele cele mai tari din istoria de după 89, cele mai tari imagini. Ziua lui Potter pe Stadionul Național. Bravo, bă, prietene! Bravo, bă, Daniel! Claudiu, aici erau nu 50% cât aveți voi doi, USR PNL. 62. Erau 60 și aproape 3 de procente pe Stadionul Național, pe Arena Națională, Crin Antonescu, lider maxim la Partidul Istoric Național Liberal și Victor Ponta. Prin extens o se poate spune că vedem imagini în
viitorul nu foarte îndepărtat deja, în care ar fi putut PNL-ul și USR-ul, nu pe arena națională, la scară națională, să ia România, să o ducă unde doresc cele două structuri, Claudiu și cu Daniel. Asta e părerea mea, Tudor Barbu. Aici era o făcătură împotriva lui Băsescu. Era un anus împotriva naturii. Erau liberalii lui Brătianu și cu Mapțin. Mapțin. Eu am considerat o mare eroare, poate cea mai mare eroare politică din istoria PNL-ului. Eu, Tudor Barbu. Dar nu cu părerea mea contează. Eu te întreb pe tine, Claudiu, și pe tine, Daniel, ce cred românii, care mulți au nostalgia unei astfel de structuri puternice, cum este PNL-USR, o structură, bă, 50%, n-aveți nevoie de nimic, de minorități, de nimeni, de presă, n-aveți nevoie de nimic. Și vor vedea o bătălie elegantă, cum spui tu, dar cumplită pentru Palatul Cotroceni, care se va oglindi și în locale și în parlamentare. Răspundeți la întrebare, pe fondul, repet, acestor imagini care au făcut înconjurul planetei la vremea respectivă. Deci... Și atenție, Claudiu, și atenție, Daniel, și atenție, stimați telespectatori. S-a ales praful și pulberea de această uriașă construcție, un, cum se cheamă, colosul din Rodos cu picioare de lut, numită USL. De ce? Pentru că unul a avut președinte și unul premier, ăsta l-a făcut premier pe ăsta, iar ăsta l-a ars pe ăsta și i-a zis marș. Și ăla săracu a trebuit să plece din politică, nu dau nume ca să nu ajungem la tribunal cu ei. Mă ascult. Deci... Chestia asta este posibilă numai în măsura în care poți să ai o majoritate în Parlament, o majoritate stabilă. În momentul actual, aritmetica votului, și asta din cauza alegerilor din 2016, decembrie 2016, ne arată că lucrul acesta nu este posibil. Mi-aș dori să putem să facem, să avem 62%, 2-3 partide, că USR plus PNL, Și să putem guverna țara. Dar asta trebuie să vină ca urmare a unui vot la parlamentare. Și noi asta spunem. Nu, la prezidențiale, să... că prezidențiale urmează. Da, cheia nu, de boltă a acestui nu, viitor nu, de dreapta. Nu, adevărul este că cea mai importantă alegere sunt cele parlamentare. Doar ele toate. Sunt cele care fără dau guvern, ele sunt acolo cele care au majoritatea. Tot. Exact. Bravo. Dacă vrem să schimbăm țara, aceasta e la alegerile parlamentare. Bravo. Și ca importanță secundară a următoarea. Localele și apoi... Cum comentați paralela, poate greșită, poate forțată pe care am făcut-o? Eu cred că orice competiție la alegerile prezidențiale între PNL și USR Plus va fi prost văzută de electorat și va avea consecințe neplăcute asupra imaginii pe care foarte mulți români de bună credință și-au făcut-o cu privire la ceea ce ar trebui să însemne un viitor politic PNL-USR Plus. Deci cred că este, din punctul meu de vedere cel puțin, cred că este un semnal negativ. Da. Cred că pe dreapta, în momentul de față, la prezidențiale, nu este nevoie de competiție, pentru că nu suntem în momentul de față pe o piață concurențială, reglată, cu reguli cât se poate de clare, ca să putem să promovăm concurența. Cred că între două structuri care încearcă să se compatibilizeze, nu atât electoral cât în ceea ce privește posibilitatea de a oferi o alternativă României. Pe dreapta, când s-au dus oamenii în toată Europa și au fost unii, i-au ajutat străinii să bea apă și să mănânce, cădeau din picioare, sute de mii de români. Crezi că și-au dorit, și te întreb și pe tine, îl întreb și pe Claudiu și pe voi, pe cei de acasă. Nu mă, și-au dorit, ca cineva din votul lor să înțeleagă că îl vor jos pe Iohannis? Nu. Și vor o competiție pe dreapta lor care este majoritară? Nu. Asta te întrebam, bă. Nu. Claudiu, și mai e o problemă. Dacă tu... Și mai e o problemă, Tudor, și cu asta sunt foarte scurt. În campania electorală, da, care este o campanie electorală, sunt implicați și oameni de talia mea și a lui Claudiu, care putem să ducem o competiție elegantă și de idei, dar lupta se duce până la talpa țării. Oamenii de la talpa țării, indiferent că sunt de la noi sau de la ei, da? Da. Vor duce lupta asta politică cu un alt repertoriu argumentativ și de resurse și de mijloace. Și acolo va fi foarte greu ca să le spui de la București, băi, păstrați competiția. Știi cum va fi? Se vor scâșia echipele USR și PNL. Ține minte, Claudiu. Presa, țineți minte ce vă spune Tudor Barbu, nu pentru că aș fi vreun guru. Am 30 de ani de televiziune și știu. Presa va băga bățul în gard în așa hal între USR și PNL. Majoritatea la comandă de stânga, țineți minte ce vă spun, la comandă, la, cum se cheamă alea, se cheamă banii, vor băga bățul între PSD, între PNL și USR, de va ajunge să se taie cu cuțitele. Țineți minte ce vă spun, asta va fi precampania și va fi campania prezidențială. Întrebarea mea este așa, Claudiu Năsui, ce crezi tu că s-ar întâmpla acelea pe calea victoriei? Asta e calea victoriei.
Victoriei. Miezul, miezul capitalei, capitala fiind miezul României. Îmi pare rău să o spun, dar asta e. Am și un pic de asta, de bucureștean. Ce s-ar întâmpla, stimați telespectatori, și ne răspunde deputatul Năsui de la USR? Dacă mâine sau în seara asta ar apărea Iohannis în geacă roșie și Dan Barna în geacă, ce culoare vrea domnia sa, culoarea partidului bleu, cred că e culoarea partidului domniei sale, și ar merge de braț pe calea Victoriei spunând românilor, bă, fraților, asta e dreapta pe care v-ați dorit-o în 26 mai. Ce s-ar întâmpla dacă a doua zi ar fi alegeri? Cam care ar fi scorul? Haideți să facem un exercițiu foarte, foarte simplu. Există, credeți că există vreo posibilitate dacă candidează și un candidat al Alianței USR Plus și domnul Iohannis, că nu știm sigur dacă va fi domnul Barna sau domnul Cioloș sau altcineva. Corect. Dacă există vreo posibilitate ca să nu ajungă măcar unul dintre cei doi în turul 2? Cu certitudine unul ajunge. Cu certitudine unul ajunge, exact. Corect. Și în momentul acela, dacă cel care ajunge, zice că ajunge cu PSD sau cu alt partid, îl susține pe celălalt. Perfect. În cel mai bun caz, ajung amândoi și atunci românii chiar pot să zică că au de ales în momentul în care par mai prost că mă ajută faciesul, nu sunt, credeți-mă. În momentul în care ajung amândoi, domnul Barna și cu domnul președinte, domnul președinte Iohannis, arbitru care va avea drept să bage și gol, va fi un arbitru care va intra în teren și va da și gol, se numește poporul PSD. Credeți-mă ce vă spun. Poporul PSD, ei fiind egali, more or less, mai mult sau mai puțin. PNL, USR, funcție de cum merge diaspora, bă, pe acolo sunt 25, 27, 30, dar bara. Cine va face diferența? Vă spun eu. Am spus-o primul în presă acum, nu știu, o săptămână jumate, două, după emisiunea lui Gâdea, ca să nu avem vorbe la proces. L-am văzut pe Gâdea cu domnul Barna și mi-am dat seama, mă bușu, mi-a luminat Dumnezeu mintea. Bă, Gâdea îl împinge, știu cine l-a pus. Gâdea îl împinge pe Barna în brațele PSD-ului sau, de fapt, poporul PSD, care este dependent de Antena 3 în mare parte, să o recunoaștem, îl împinge pe acest popor, mediatic vorbind, în brațele domnului Barna. De ce? Și atunci am avut revelația pentru finala de la iarnă. Asta este ecuația, domnul Năsui. Poate greșesc, contraziceți-mă. Eu nu cred că domnul Barna are vreo... Adică nu zic că asta n-ar putea să fie strategia domnului Gâdea sau acelor de la Antena 3. Eu ce vă spun este că este absolut imposibil ca domnul Barna să se gândească nici la are nevoie domnul acesta. Barna. Să gândește la Antena 3 la domnul Barna. Noi avem dreptul, mi se pare, legitimitatea ca un partid care sau cu o alianță care a scos 23%, să avem și noi domnul un candidat. Domnule, spune candidat. Și vă spun un lucru următor. Dacă PSD, dacă poporul PSD, că până la urmă, ceea ce ați numit dumneavoastră poporul PSD, corect, ei sunt vinovați. Oamenii aceștia, majoritatea dintre ei sunt victime. Nu e adevărat că Audio este o mare parte din popor român. Da, un sfert, cel puțin un sfert din popor român, dacă chiar mai din ce a spus colegul Năsui, înțeleg altceva. Înțeleg că în USR sunt cel puțin 100 de oameni mai buni ca Iohannis. Pentru că sunt așa, candidează Cioloș sau Barna sau altcineva. Noi nu avem încă un candidat. Că nu, dar în momentul ăla, acel cineva trebuie să candideze. Nu, dar trebuie să candideze. Nu, dar trebuie să candideze. Pentru că Iohannis trebuie contracandidat, că asta e foaia de parcurs, sau pentru că e mai bun ca Iohannis și oferă alternativă. Că dacă cineva spunea, bă, frate, eu cred că Cioloș e mai bun ca Iohannis. Dacă bă, așa cred eu intim. Dacă mă întrebați pe mine, da, într-adevăr, domnul Iohannis a făcut niște lucruri, de exemplu, a numit-o pe doamna Dăncilă, a demis-o pe doamna Chiuvi și a făcut niște lucruri pe care noi le-am criticat. Da? Și asta înseamnă că tot ce înseamnă USR e mai bun ca Iohannis. Poftim? Cum ați zis? Tot ce înseamnă USR e mai bun ca Iohannis. Da, sunt convins că nu se reave și oameni mai buni decât Iohannis pentru funcția de președinte. Mă rog, și domnul Barna ar putea să fie unul dintre ei. Chestia asta, mă rog, e altă situație. Eu cred că în momentul ăsta... Dacă erai gazetar și nu erai senator, dacă tu erai gazetar, Daniel, și nu erai senator, te-ai fi oprit la ce a spus domnul deputat acolo unde a spus a numit-o pe Dăncilă și a demis-o pe Chioveș. Atenție mare. Atenție mare. Atenție mare, domnul, dacă ai fi gazetar, a respectat, senator. A respectat regula democrației. Un gazetar l-ar fi întrebat, domnul Năsui, este posibil, și mă fac eu gazetar, da, este posibil ca doamna Chioveși, cea demisă de domnul Iohannis, e vreo șansă de 1% să fie candidatul Alianței 2020? Nu, din câte știu eu, nu. Nu, ok. Dar demiterea doamnei Chioveși de către Klaus Werner Iohannis, respectând Constituția României și legile acestei țări, a fost o eroare? Eu aș zice că era o luptă politică care trebuia dusă în momentul acela. Împotriva președintele are împotriva legilor Curții Constituționale și a legii supreme, adică legii fundamentale Constituția țării, nu l-a părut pe Iohannis. Dar vă întreb, dacă era președintele Dan Barna, o demitea? Eu vă întreb un felul următor. Care era sancțiunea dacă nu o demitea?
Suspendarea. Era sancționarea. Nerespectarea unei hotărâri a Curții Constituționale. Un președinte european care clamează respectarea justiției. Atenție! Iohannis și-a făcut din respectarea justiției o profesiune de credință. E bine ce spun? Păi nerespectarea justiției de către Iohannis însemna du-te bă acasă, lasă-ne! Justiția, instituția justiției este reprezentată și știți foarte bine de ICCJ. Și nu de Curtea Constituțională. Curtea Constituțională este un organ politico-judiciar. Da. Și aș sublinia politico. Dar deciziile sunt obligatorii. Și aș sublinia politico. În Constituție este obligatorii și fac lucrurile pentru viitor. Nu. Avem o problemă similară și în Moldova, da? Cu o Curte Constituțională care spune că trebuie să demitem, de exemplu... Iată, bun. Și atunci avem cazuri în care putem să zicem nu, este o decizie politică și trebuie să ne luptăm pentru ea. Se supără domnul Dorneanu grav pe emisiunea mea și mă dă în judecată la CNA. Domnul Dorneanu, eu nu subscriu la ce spune domnul Năsui. Domnule, curtea noastră constituțională e model american, nu sovietic. Independent, parțial, profesionist. Model american. Modelul american e ICCJ și e Scotus, care e ICCJ-ul și CCR-ul sunt una și aceeași. Da. Și aici s-ar putea să fie un model mai bun. Da, foarte tare ce spuneți. Foarte tare ce spuneți. Bine, acum și eu cred că faptul că Iohannis a respectat o decizie a curții, care nici mie nu-mi place. Și eu am criticat o decizie, da? E un motiv pentru care e bine să nu mai votăm, da? Că un om care respectă o decizie a curții, care face ceea ce se face într-un stat democratic, e nasubol, e nașpa. Nu, dar putea să se lupte mai mult. Cum putea să lupte? A stat 29 de zile. Putea să se lupte 29 de zile. Și inclusiv cu a treia numire de prim. Nu trebuia să o pună pe doamna Dăncilă. Putea să se lupte mai mult, dar după două rateuri date de către guvernarea PSD. Știu că trebuie să luăm publicitate, nu pot, da. Îmi pare o tedie. Publicitatea știu, e salariu, e lumina, e chiria. Lasă-mă un minut să vorbesc ceva cu domnul Năsui. Domnul Năsui, numirea premierului în Constituția României se face pe baza unor reguli ale jocului stabilite de Constituantă în 1991, pe 8 decembrie. A fost un referendum național. De atunci țara are o Constituție. Nu putea să nu o numească de vreme ce la Cotroceni, dumneata și cu FNQ-ul, ați mers cu hârtii în care reiese că producătorul emisiunii Teddy e premier susținut majoritar în Parlament, domnul Barbu, da. Vă zice ceva numele Sevil Şaideh? Da. Exact așa cum a făcut în cazul doamnei Sevil Şaideh. Nu era propusă premier. Sevil Şaideh a fost propusă premier înaintea domnului Grindeanu. Cum să nu? Prima propunere în 2016. Da. În și a refuzat. Nu a refuzat-o pe mapă profesională. Nu, exact. Stați un pic să ne înțelegem. Da. Propunerea, dacă o refuza, domnul președinte, trebuia să aibă dâns o altă propunere, nu se vină PSD-ul cu alta, domnul FNQ. Nu a refuzat-o pe Sevil Şaideh când 2016. Și ce a făcut PSD-ul? A venit cu Grindeanu. Nu mă înțelegeți că a fost un joc. Eu nu pot să, eu PSD-ul majoritar în Parlament îl propun pe Năsui și președintele poate să fie Dumnezeu din cer, nu poate să-mi spună nu-l vreau. Cum nu-l vrei, bă, băiete? N-are cum, domn. A fost o înțelegere că dacă PSD-ul spunea nu avem decât pe doamna, domnul o punea la vot. Pe doamna nu a fost. Încerca să mă păcăliți pe mine și așa atunci a fost o prosteală mediatică uriașă. O manipulare uriașă. Nu putea președintele României să spună nu o vreau pe... nu vreau că are vulnerabil, are vector de amenințare la siguranța națională. Da. Asta. A venit SRI-ul și a pus capul jos PSD-ul, înseamnă că doamna, cu pricina, undeva în subsol, era monstru, domnul Năsui. Da. Ceea ce în cazul doamnei Dăncilă, nu era. Eu ziceam de dreptul constituțional. Că dacă era, probabil că Iohannis spunea, bă, nu vreau pe Dăncilă. De ce? Am informații de la Petrom, de la Petrol, de la... Să știți că în Constituție nu scrie doar dacă sunt amenințări la securitatea națională. Sunt de acord cu dumneavoastră că în cazul doamnei Sevil Şaideh era exact cazul acesta și poate nu s-a repetat și în doamnei Dăncilă. Dacă partidul majoritar la vremea aia, ca și azi, alianța PSD-ALDE o doreau ambele partide pe Şaideh, mergeau cu ea până în pânzile albe. Ei n-au mers pentru că li s-a arătat adevărul din punctul meu de vedere. Pentru că președintele nu poate să-i spună unei majorități valide. Dumneavoastră îmi spuneți că dacă mâine ar pica doamna Dăncilă și PSD vine cu altă propunere, domnul Iohannis ar trebui să o numească? Revenim cu această întrebare și cu această discuție după 2-3 minute de publicitate. Ne-am întors în direct, Daniel Fenechiu și Claudiu Năsui. Posibila salvare a României o aveți în imagine. Cei doi reprezintă spectrul politic care are acum, prin vot popular, 50%. Rar avis. V-am întrebat ce înainte de publicitate. Sincer, nu mai țin minte întrebarea. Daniel, mă ajuți? Nu mai știu cu ce întrebare. Era una tare. Zi, bă, Teddy, ce am întrebat? Că am fost eu inteligent 2 secunde și nu mai știu întrebarea. Era foarte tare. Ce am întrebat, Claudiu? Nu mai știu. Cum nu mai știi ce ai întrebat? Jur că nu mai știu. Era cumva legată de economie și de ce se întâmplă cu guvernul, dacă nu... Unde duc țara? Au trecut amândoi testul, doi parlamentari care nu-și bat joc de voi, de cei de acasă. Au ținut minte întrebarea ca să vă răspundă. Sincer. Unde duce țara actuala structură de putere PSD-ALDE încă un an și în cazul în care cei doi, adică PNL și USR, nu preiau guvernarea României în această perioadă? Salarii conform programului Dragnea. Pensii conform programului Dragnea.
și multe alte lucruri conform programului de guvernare cu care Dragnea a venit și a câștigat în 46% sau cât a câștigat. Vă ascult. Cred că aici trebuie spus și ce trebuie făcut și care sunt soluțiile și să ducem cumva discuția dintre una personală de poliția lui X. Nu, atenție, nu soluție, trebuie să nu sunteți la guvernare, voi n-avem nicio soluție, doar vă uitați. Putem să propunem soluții. Și putem și să ce fac cu propunerile voastre? Păi asta este toată problema, că nu prea le acceptă. Cine face legea bugetului la iarnă? La toamnă, cine face bugetul României? Parlamentul. Guvernul propune Parlamentul. Ce partide? PSD-ALDE. Poftim? PSD-ALDE. Cine face, Daniele, bugetul țării? Eu sper că o coaliție anti-PSD-ALDE, sau anti-PSD măcar, formată din partidele cărora românii le-au acordat votul pe 26 mai. Deocamdată majoritatea în Parlament este PSD-ALDE. Știi că nu se poate. Nu are. Decât dacă acum marți trece moțiunea. Nu are. Ha? Nu are, pentru că, vezi tu, aici e cât se poate, deci se discuta că ne lipsesc 23 de voturi. Da. Eu nu știu dacă ne lipsesc 23 de voturi sau ne lipsesc 25 sau 28, dar știu următorul lucru, că peste puțină vreme vom avea alegeri prezidențiale pe care Klaus Iohannis le va câștiga în fanfar, PSD-ul va fi în declin și fiind în declin, oamenii aia care sunt acolo pe cele 46% își vor pune foarte serios problema. Unde vom canda noi mai târziu sau ce vom face noi mai departe, da? Și dacă acum nu reușim să rupem, că noi gândim pragmatic, nu suntem fete mari ca să gândim pe teoria, nu-i luăm ducă și le dăm teste, că n-au mâncat în viața lor broaște, că nu știu mai ce. Noi gândim la maniera să-i dăm jos, să-i trimitem acasă. Ori din punctul ăsta de vedere, dacă va trebui să luăm de acolo ca să-i dăm jos, o să o facem. Iar când Klaus va câștiga al doilea mandat, da? În momentul când PSD-ul va fi în continuare în degringoladă, vor fi oameni de acolo care își vor pune problema locului de mâine ce fac și așa mai departe. Și atunci va fi un nou prilej de data aia chiar și mai bun. Eu sper să n-ajungem acolo. Eu sper ca marți anumite discuții care au avut loc între reprezentanții noștri și oameni din PSD, care sunt nemulțumiți, care au înțeles votul popular, care sunt o sumă de ipoteze, dar să se materializeze într-un fel. Chiar dacă Dăncilă le-a spus... Domnul Năsuiță a reproșat ție ca să-i spui domnul Iohannis când te vezi cu domnia sa, încă o dată spunem la mulți ani președintelui României, vă reamintesc celor care n-ați fost de la început, azi e ziua de naștere a președintelui, să-i dea Dumnezeu sănătate, am primit frumoasa vârstă, 60 de ani. A pus al 60-lea trandafir în buchetul vieții, foarte tare asta, domnul Năsuiță a spus așa, Daniel, spune-i domnul Iohannis că numirea lui Dăncilă n-a fost în regulă și că este una dintre acuzele care îi se pot aduce în campanie. După război, mulți vitești se arată. N-avea Iohannis de unde să anticipeze că Dăncilă este atât de mare catastrofă, pe de o parte. Pe de altă parte, mecanismul democratic spunea că grupul care are majoritate de premierul și probabil că evaluarea care s-a făcut la momentul respectiv nu a fost atât de în consonanță cu ce a urmat. Da? Probabil că asta este situația. Dar o respingea pe Dăncilă, venea altă propunere și trebuia să o accepte a treia. Oprește-te un pic, și tu și domnul Sui, înainte de publicitate, te rog eu frumos, ca să vină să se lege așa, să se îmbuce caroțile dințate. Dă-mi, te rog frumos, declarația, bucățica de declarație a primarului sectorului 3, publicitate și revenim. Dumneavoastră, o echipă formată din Viorica Dăncilă, Marian Oprișan și Nicolae Bădălău la conducerea partidului. E partidul de mai bune cu astfel de formulă? Pot să mă abțin? Nu. Vă rugăm să nu. Bine să nu. Sunteți un partid democratic, nu? Aveți un vot important. Da, un coșmar. Așa. De ce? Nu vreau să intru prea mult în detalii. Eu, așa scenarii putem să ne imaginăm multe. Ăsta pe care mi l-ați spus e într-adevăr de coșmar, dar nu cred că trebuie să intrăm în detalii. Am spus deja marți când am fost la guvern că ni s-a promis că ni se dau bani înapoi. Am văzut că nu sunt probleme. O să nu fie probleme atâta timp cât s-au furat banii pe primele 3 luni. Ianuarie și februarie, martie, guvernul a furat banii administrației publice locale. N-ai cum să nu fii pesimist la sectorul 3, calculat de guvern, deci de Ministerul de Finanțe, peste 100 de milioane au fost furați de către guvern de la primăria sector 3 și noi am rămas în incapacitate de plată. Oameni buni, ne-am întors în direct, vreau să-mi cer scuze public unor oameni, deși aș fi putut să o fac în privat, dar oamenii așteaptă de la începutul emisiunii telefonul meu și a evoluat discuția de așa fel cu domnul Năsuici, cu domnul Fenechiu, încât Alin Tișe, te rog frumos, iartă-mă, o
o să rămână subiectul să-l discutăm despre ce înseamnă dezvoltarea în țară și politica la București. Domnul Dobrincu de la Dezvoltarea Moldovei, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Nea Dobrincule, te sun pe cuvântul meu de onoare, săptămâna elaltă reiau subiectul și bineînțeles prietenul nostru, primarul din Capnic, Brenea Petrov, iartă-mă. Petruț, iartă-mă, ai văzut, da? Deci, repet, toți trei, și Alin, și în Moldova, și la Capnic, vom veni săptămâna viitoare și reluăm subiectul, pentru că politica de la București se răsfrânge direct în bani la toate localitățile din România. Auzi, Alin și Petruț, te iartă că sunt și prietenii mei. Sunt oameni fabuloși amândoi. Iar domnul Dobrincu, pentru Asociația pentru Dezvoltarea Moldovei, sunt niște oameni fabuloși. Mai avem cât mai avem Teddy până la final? Teddy! Mai avem, da? Considerați-vă ziarist și discutați voi doi, vorbesc foarte serios, ne fiind campanie, că în campanie vă pune toată lumea să faceți chestia asta. Ia, puneți-vă întrebări, ia contra cronometru, prosteală, vrăjeală. Vă rog să vă puneți unul altuia problema, ca și cum n-ați fi politicieni, ci doar cetățeni, unul simpatizant USR și votant USR, bineînțeles, mă refer la domnul deputat Năsui, și unul simpatizant și nemilitant, votant doar PNL. Da, bineînțeles, mai fi foarte greu. Eu am fost ziarist în urmă cu ani. Gazetăria nu e chiar așa la îndemnă la domnul senator. În urmă cu ani mulți și din punctul ăsta de vedere, hai să zicem că n-ar fi un exercițiu. Uite, ca să bată lumea, uitați-vă puțin la mine. Eu plec de pe general și las pe oamenii ăștia să vorbească până la finalul emisiunii. Eu dau doar finalul. Vă rog, vă ascult. Da. Bun, eu l-aș întreba pe domnul Năsui dacă chiar crede că sloganul cu care, mă rog, au ieșit, eu zic slogan, la modul că în 2020 vom avea președintele dat de USR Plus, primul ministru dat de USR Plus și primarul, este o chestie reală sau e o chestie așa ca să-și mobilize electoratul? Da, eu cred că după ultimul scor electoral este un scenariu care poate să se prefigureze, având în vedere și faptul că USR Plus a avut cea mai spectaculoasă creștere, adică chiar dacă am fost pe locul 3, de fapt moral am fost pe locul 2, dacă mai erau secțiile de votare deschise încă foarte puțin timp, cu siguranță eram pe locul 2, pentru că în diaspora PSD-ul a avut 2 sau 4% din voturi, noi am avut 44%, și alea au fost principalele secții afectate de această închidere, dar și în țară. Și doi, aș spune că da, e legitim pentru un partid să încerce să-și dorească să ocupe funcțiile importante care este motivul pentru care intră în politică. Dar asta nu e o formă de desconsiderare despre PNL, în contextul în care eu tot aud de la USR Plus. Dom'le, o să facem împreună guvernarea, suntem alternativă la PSD și fiind alternativă cu PNL, un partidul ăla mic de 2%, da? Noi vrem președintele, noi vrem primul ministru, noi vrem primarul general. Nu, dar USR-ul, făcând o guvernare cu PNL-ul, admițând treaba asta, ar vrea să facă luni chiar tot, și președinte, și prim-ministru, și primar general. Eu sunt un om pragmatic, să vorbesc o persoană pragmatică, știu că și foarte corect. Nu, trebuie o negociere în care, și eu chiar mă bucur că sunt foarte multe puncte de legătură între USR Plus și PNL, pe politici economice, de exemplu, pentru stabilizarea cheltuielilor publice, mă gândesc la senatorul Florin Câțu, care, de exemplu, are foarte multe... Bine, Florin este o valoare în materie economică indiscutabilă, da? În PNL, da, sigur. Siguranță. Nu în PNL, la nivel național. Da, sunt destul de acord. Avem, de exemplu, pe justiția, mă bucur să văd că am avut o agendă comună pe care am urmărit-o în Parlament anii aceștia, 2 ani și jumătate. Deci mă bucur să văd că există foarte multe puncte de legătură, dar cu toate acestea și noi vrem să ne asigurăm că... Nu, da, eu din perspectiva colaborării m-aș bucura să văd, domnule, uite care e treaba. Noi luăm președinte, prim-ministru ăsta, viceprim-ministru ni-l dați sau îl dați la plus? Nu, întreb, adică eu să vă spun că am ipoteza asta. Că no, poate vreți, asta poate vreți și... Păi nu, dar poate, mă gândesc că poate vreți și tot guvernul. Băi, că eu în momentul când am spus că poate în 2020 vom susține guvernul vostru, m-am gândit că poate vreți să luați chiar totul. Mă văd nevoit să vă opresc, stimații moderatori și invitații în același timp, mă văd nevoit să vă opresc, că îți dai seama că facem rating și te gândești că... Da, mă știu, ați făcut mare rating. A fost o experiență interesantă pentru toată lumea. Rămâneți cu B1, rămâneți cu Răzvan și Radu, rămâneți cu Bună România, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși. Mâine o ediție specială pe scaunul pe care stă acum domnul Năsui, va sta președintele României de acum ceva timp, domnul Traian Băsescu. Repet, o ediție specială cu Moldova și România, capete de afiș în dialog. Toate cele bune!